Da seama la cine a apelat acesta când a fost încolțit de anchetatori și s-a panicat. Percheziția informatică este gata și acum se fac toate conexiunile necesare. Fotografii șocante au fost găsite în laptop, iar colega mea Roxana Ciucă are toate informațiile. Mergem chiar acum la ea. Roxana, bun găsit! Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. S-a finalizat așadar percheziția informatică în ceea ce anchetatorii au găsit și au ridicat, au sigilat și au dus către expertiză în dosarul lui Gheorghe Dincă. Vorbim aici de mai multe telefoane mobile, de un laptop, de asemenea de carduri, de sticuri de memorie și de un aparat de fotografiat. Surse judiciare vin și afirmă că în laptopul lui Gheorghe Dincă au fost găsite sute de fotografii compromisătoare, dar și filmulețe, urmează să se analizeze cu exactitate. Pe de altă parte însă, tot aceleași surse vin și afirmă faptul că aproape zilnic suspectul intra pe anumite site-uri destinate adulților și viziona acolo anumite filme cu caracter pornografic. Pe de altă parte însă, în urma verificării telefoanelor, cu siguranță că vor ieși la iveală detalii foarte, foarte importante pentru a stabili dacă Dincă a avut sau nu a avut complici în atrocitățile pe care se presupune că le-ar fi comis. Acolo se va vedea foarte clar care sunt numerele pe care Dincă le-a apelat în ultima perioadă și evident persoanele cu care acesta s-a conversat cel mai des. Una peste alta, în acest weekend cercetarea la fața locului a fost întreruptă, nu este însă finalizată pentru că luni 63 de anchetatori, 60 de polițiști de la Serviciul Omoruri plus 3 procurori de la DIICOT vor relua cercetarea la fața locului deoarece vin cu un nou mandat de percheziție.